Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ne sunteți alături astăzi la deschiderea oficială a Conacului Bunicii din Câmpina. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și, ca la orice început, ar trebui să începem cu o slujbă oficiată de cei doi preoți, Părintele Melnic și Părintele Izvoran. Mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor! Domnul primar! Da, mulțumesc foarte mult! Sunt puțin răcit, așa că nu o să vorbesc foarte mult. Vreau să mulțumesc pentru invitație și, în același timp, vreau să apreciez inițiativa doamnei Cerasela Vânău, care a reușit să creeze acest edificiu, această instituție care găzduiește bunicile și bunicii noștri. Este o instituție de care era nevoie, pentru că dacă în domeniul protecției copilului avem mai multe case de copii, fundații, asociații și așa mai departe, în domeniul ocrotirii persoanelor în vârstă nu avem decât poate o singură instituție, Câmpina și aceea înființată tot de curând. Deci era nevoie de această instituție, iată că există și deja oameni care sunt înscriși aici și care trăiesc aici, în acest cămin, în acest hotel, în această rezidență. Și sunt convins că, după cum cunosc eu acest edificiu, hotelul, restaurantul și celelalte săli, vi se vor acorda cele mai bune condiții de trai. Aceasta este foarte important, pentru că și la bătrânețe, și dacă ajungi singur, din păcate, trebuie să ai un sprijin și iată, există oameni care se ocupă de dumneavoastră. Acest lucru mi se pare cel mai important din ceea ce putem spune față de dumneavoastră. Vreau să vă mai spun că acum niște ani buni, mergând în Olanda, într-o deplasare în care am stat mai mult, am vizitat un cămin de bătrâni. Și atunci când am ajuns acolo, tocmai sosea un autocar cu doamne și domn de vârsta a treia, care credeau jos din autocar, care erau foarte veseli, care se simțeau foarte bine, și mergeau în acel edificiu, în acea instituție, să mănânce, să se simtă bine. Deci era ca o familie extraordinară și oamenii erau foarte bucuroși că se duc acolo. Deci nu se simțeau părăsiți sau nu se simțeau neglijați de către rude, de către prieteni, ci din contră aveau acolo mulți prieteni și se simțeau foarte bine. Mi s-a părut că e grozav acea atitudine și acea atmosferă și îmi doream să avem și la Câmpina așa ceva. Și iată că, în sfârșit, chiar dacă primăria n-a reușit să înființeze o astfel de instituție, în sfârșit, cineva a reușit să o facă și vreau să mulțumesc încă o dată doamnei Vânău pentru inițiativă, pentru investiție și să vă asigur că dacă îl văd aici lângă mine și pe domnul doctor Pițigoi, care are state vechi în activitatea medicală și de management, sunt convins că totul va ieși bine. Îmi cer scuze dacă mai sunt și alte persoane care participă la managementul acestei instituții, dar nu le cunosc. Sunt convins că va merge și va funcționa foarte bine. Așa că eu vă doresc succes. Dumneavoastră, celor care stați aici, vă doresc multă sănătate, să aveți relații bune, iar celor care vă îngrijesc să, cum să zic, să nu facă mai mult decât ce au făcut până acum. Pentru că dacă mă uit în jurul meu, au făcut deja suficient de mult și felicit. Să rămână, bună ziua! Sunt doctorul Pițigoi Leonida, pentru cei care nu mă cunosc. Vă mulțumesc pentru că ați participat și participați la această inaugurare. Vreau să mulțumesc oficialităților care sunt prezente și au răspuns invitației doamnei Cerasela Vânău. Și vreau să vă încep prin a vă spune că puteți fi tineri la orice vârstă, deci și la bătrânețe. Totul depinde de biologic și după felul cum percepeți
bătrânețea. Aș dori să fac un mic istoric la ceea ce se întâmplă în această locație. Undeva pe la începutul lunii octombrie am fost contactat de doamna Ceraselă Vânău ca să-mi prezinte un viitor proiect privind această locație. M-a rugat să o ajut în consiliere pe probleme medicale și de asemenea să o ajut în recrutarea viitorului personal care va lucra în această rezidență. Ceea ce am și făcut și vreau să vă spun că nu a fost, ne-a fost ușor să alegem acest personal care îl vedeți printre dumneavoastră. Am ales din foarte mulți așa, pe cei care am considerat că sunt cei mai buni și care ne-au dat nouă siguranța că vor avea grijă de aceste persoane în vârstă, care vin aici pentru a fi ocrotite, a fi îngrijite, supravegheate și mângâiate.